Iona, capitolul 1, citim începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeu lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Cărmașul s-a apropiat de el și a zis, Ce dormi? scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veni să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi, căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui trei zile și trei nopți. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu începem studiul cărții Iona. Și mă rog ca Domnul să ne vorbească fiecăruia dintre noi prin acest cuvânt. Și motivați de ceea ce vom învăța din Sfânta Scriptură, să fim gata să împlinim cu credincioșie lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o fiecăruia, să fim gata să împlinim cu credincioșie voia Domnului în viețile noastre. Mesajul din dimineața aceasta, la care vă invit să medităm. L-am intitulat la Ninive sau la Tars. La Ninive sau la Tars. Ne uităm în scriptură și vedem că. La un moment dat, Dumnezeu îl cheamă pe robul său, pe Iona, și îi spune: Iona, am o lucrare pentru tine, este un loc unde trebuie să mergi, este un mesaj pe care trebuie să-l duci, este o lucrare pe care trebuie să o faci. Iona, scoală-te și du-te la Ninive. Și Iona se scoală și e gata să plece, numai că, în mod surprinzător, direcția în care o ia, îi e exact invers. Spre Tars. Nu intrăm în foarte multe date istorice pentru că vreau să desprindem mai multe principii practice, dar câteva lucruri aș dori să reținem pentru început. Ninive a fost marea capitală a vechii Asirii. Una din semnificațiile numelui Ninive este plăcut, frumos. Tars a fost un oraș-port pe coasta de răsărit a Spaniei. O semnificație a numelui este subjugarea vrășmașului. Ninive este locul lucrării. Tars este locul neascultării. Acum, având în vedere aceste lucruri, întrebarea capătă o însemnătate cu atât mai mare pentru fiecare dintre noi, și anume unde vrei să mergi? La Ninive sau la Tars? Unde ai vrea să te găsească Domnul? În locul lucrării sau al neascultării? Dacă ar fi să vină Domnul, unde m-ar găsi? Unde ne-ar găsi pe fiecare dintre noi? La Ninive, acolo unde Domnul mă cheamă să împlinesc o lucrare? Sau la Tars? Departe de fața Domnului. Acum, când e vorba de a merge acolo unde Domnul te trimite, aș vrea să reținem câteva lucruri în privința aceasta. Ca să ajungi la Ninive, trebuie să asculți cuvântul rostit de Domnul. Îl cheamă Domnul pe Iona să meargă la Ninive. Și pentru ca Iona și la fel ca el și eu și fiecare dintre noi să ajungem în locul acela lucrării, să ajungem la Ninive, este nevoie să ascultăm, trebuie să ascultăm cuvântul rostii de Domnul. Și vă rog să observați că încă de la început se sublinează câteva lucruri deosebite. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te! Dute la Nini vecetatea cea mare și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Era clar cine a vorbit, așa-i? Era clar cui a vorbit. Era clar ce a vorbit. Te uiți în cuvântul acesta, asculți cuvântul acesta și totul ți se pare atât de clar. Și totuși, Iona nu este dispus să asculte. Știți, de multe ori ne justificăm neascultarea, spunând, păi n-am auzit, păi n-am înțeles, dar chiar o vorbit Domnul, dar chiar a fost pentru mine? Iona n-ar fi putut să se scuze sub nicio formă, pentru că îi atâta de clar cuvântul, cuvântul Domnului vorbește, îi vorbește lui, îi spune ce să facă, totul era atâta de clar. Ceea ce trebuia să facă Iona era să meargă la Ninive, să fie gata să meargă în lucrare. Ei, ca să ajungi însă la Ninive, trebuie să ascult cuvântul rostit de Domnul. Și Iona dovedește neascultare. Și aici aș vrea să reținem următoarele aspecte. Neascultarea lui Iona, neascultarea mea, evidențiază o atitudine greșită față de voia Domnului. Neascultarea noastră evidențiază o atitudine greșită față de voia Domnului. De atâtea ori citim în scriptură vis-a-vis -vis de voia lui Dumnezeu, și la un moment dat Pavel, scrindu-le celor din Roma, le spunea, printre altele, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu și-a descoperit voia Lui față de noi și și-o descoperă prin cuvântul Lui de care suntem chemați să ne apropiem în fiecare zi. Acum, când citești Biblia, mai descoperi voia Lui Dumnezeu cu privire la tine? Când asculți cuvântul Lui Dumnezeu, mai înțelegi care este voia Lui Dumnezeu față de tine? sau continui să stai în ascultare, sau citești așa ca să fie citit, dar treci așa de ușor peste ceea ce Dumnezeu îți vorbește, peste ceea ce Dumnezeu îți cere și ne cere fiecare să facem prin cuvântul Lui. Neascultarea, pe de altă parte, evidențiază o atitudine greșită față de cei păcătoși. Acum nu că noi n-am fi păcătoși, că toți suntem păcătoși. Numai că de multe ori atitudinea noastră a fost și este asemenea lui Iona. Iona credea într-un Dumnezeu care era dispus să aibă grijă de cei din poporul său. Iona credea că Dumnezeu poate să aibă grijă de cei din poporul său, dar Iona nu putea să accepte că Dumnezeu are grijă și de alții. Pe mine mă iubește că din poporul lui pe mine Dumnezeu mă ascultă, pe mine Dumnezeu mă binecuvintează că din poporul lui. Ăia la alți, ăia păcătoși. Alți, treaba lor se descurcă. Și Iona nu este gata să meargă acolo unde îl trimite Domnul. Iona dovedește neascultare și această neascultare nu face altceva decât să evidențieze o atitudine greșită față de cei păcătoși. E o cântare pe care o cântam uneori, tu ești pe cale către Cer, dar copiii tăi, unde sunt? Tu ești pe cale către Cer, dar cei dragi ai tăi, unde sunt? Cei de lângă tine, cei cu care lucrezi, cei cu care înveți, prietenii tăi, cei dragi ai tăi, atâția alții care cu atâta grabă merg înspre Iad, nu spasă de ei. Ne cheamă Domnul să ne ducem la Ninive. Ne cheamă Domnul să ne implicăm în lucrare și din păcate de atâtea ori dovedim neascultare. Și asta arată atitudinea pe care o avem față de cei din jur. Pe de altă parte, neascultarea evidențează și o atitudine greșită față de circumstanțele vieții. Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului s-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Acum, în privința asta, aș vrea să reținem următoarele. Cred că Dumnezeu lucrează și prin circumstanțe. Uneori aceste circumstanțe pot să indice voia lui Dumnezeu. Dar vă rog să rețineți. Ele trebuie să fie întotdeauna în armonie cu Scriptura. Dumnezeu poate să folosească anumite împrejurări și să schimbe tot răul înspre bine. Vezi Iosif, vândut tocmai de frații lui. Dar vine vremea când Dumnezeu îl folosește pe Iosif și Iosif le spune fraților, voi v-ați gândit să-mi faceți rău a fost pentru mine atât de cumplit să fiu vândut de către voi, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine și m-a trimis înaintea voastră ca să vă scap viața. Voi ați vrut să scăpați de mine. Dumnezeu a vrut să vă scap și voi să fiți scăpați prin mine. Erau niște circunstanțe și Dumnezeu le-a folosit. În altă parte spune, când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar pe vrășmași. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu folosește și circumstanțele, dar atenție! Ele trebuie să fie întotdeauna în armonie cu Scriptura. Acum, neascultarea lui Iona dovedește o atitudine greșită față de circumstanțele vieții. Dumnezeu îl cheamă să meargă la Ninive, el se scoală, se duce în port și zice un bilet dacă se poate, și la clasa întâi, în partea cealaltă. Surpriză! Mă, era barcă, era și un loc, totul parcă se potrivește și ar fi putut Iona să că vezi cum lucrează Dumnezeu, cum le pregătește Dumnezeu. Acum, să nu vă imaginați că în vremea era ca acum, te duci la gară, te duci la aeroport, te duci la port și oricând poți să găsești un mijloc de transport. Treceau săptămâni, uneori treceau luni să găsești un loc, să mergi dintr-o parte în alta. Și se uită Iona la tot ceea ce se întâmplă și parcă îi vine să zic mă, înseamnă că e ok. Ne-am rugat de atâtea ori ca Dumnezeu să ne vorbească. Și în dimineața aceasta vă îndemn, frați și surori tineri, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Dar să cerem în același timp și dorința de a împlini cuvântul lui. Că de multe ori am spus și spunem, Doamne, vorbește, ne doamne, arată, ne doamne, descoperă-ne și Dumnezeu ne vorbește. Numai că ceea ce uităm să mai facem este să împlinim cuvântul. nu e suficient să-l asculți, ăla ai păcătos, nu venit să asculte, ăla ai păcătos, nu mai caută părtășea cu frații. Eu am venit. Dar dacă te-ai rugat Domnul să-ți vorbească și Dumnezeu ți-a vorbit, roagă-te Domnului să, să pună în inima ta și dorința de a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Ca să ajungi la Ninive, trebuie să asculți cuvântul rostit de Domnul. În al doilea rând, ca să ajungi la Ninive, trebuie să urmezi calea trasată de Domnul. Ca să ajungi la Ninive, nu mergi pe calea ta nu poți să ajungi pe drumul tău, trebuie să mergi pe calea trasată de Domnul. Și spune cuvântul, Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dumnezeu dorește ca Iona să meargă la Ninive, un oraș situat la aproximativ 800 de kilometri nord-est de Palestina, în timp ce Iona a ales să meargă 3200 de kilometri spre vest. Dumnezeu îl îndrumă într-o direcție și el alege să meargă pe un alt drum. Mult mai departe, spera el cât mai departe de fața Domnului. Aici aș vrea să reținem următoarele. Fuga de Dumnezeu duce la decădere spirituală. Și oricine a încercat să fugă de Dumnezeu a decăzut din punct de vedere spiritual. Și mă întreb și aș vrea să ne întrebăm în fiecare, de ce ai vrea să fugi de lucrarea încredințată? De ce ai vrea să fugi de Domnul când El vrea să se apropie de tine, când El vrea să se apropie de noi? De ce să fugi de fața Lui Dumnezeu? Fuga de Dumnezeu implică, pe de altă parte, un cost deosebit. Și cred că nu întâmplător se sublinează în cuvânt și aspectul acesta a plătit prețul călătoriei. Și vă rog să rețineți gândul acesta. Unii au bani să fugă de Dumnezeu, dar n-au bani să-L slujească pe Dumnezeu. Unii au bani să meargă cât mai departe în lumea asta, dacă se poate să nu-i mai ajungă Domnul. Dar n-au bani pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și este atâta nevoie și așteaptă Dumnezeu să mă implic și să fiu folositor în lucrarea Lui. Și în loc să mă duc și în loc să mă implic, aleg să fug. Dar urmează prețul, urmează costul. Fuga de Dumnezeu evidențează și ce anume prețuiești. Iona s-a scurat să fugă la Tars, departe de fața Domnului, s-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o curabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei, și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu frații, cu pocăiții, nu? La Tars, departe de fața Domnului. Nu! Cu străinii. Și aici învăț din lucrul acesta, fuga de Dumnezeu evidențează ce anume prețuiești. Iona fuge cu păgânii, nu cu creștinii. Și astăzi sunt atâția care aleg mai degrabă compania celor lumești, decât a fraților. Știți ce e interesant? Când vrei să fugi de Dumnezeu, Satana întotdeauna spune la dispoziție și o barcă. Când vrei să fugi de Dumnezeu, întotdeauna se găsește și un mijloc să faci lucrul acesta. Și îți spune diavolul la dispoziție și o barcă. Întotdeauna mai este și un loc. Și o să ai și la clasa întâia. Căștia săracii de pe Corabie, când începe furtuna, se zbat, vâslesc Iona la cușetă, l-a dormit. Și vă rog să le țineți în privința aceasta. Când fugi de Dumnezeu, niciodată nu ajungi acolo unde ți-ai propus. Și totuși, trebuie să plătești prețul. Când alegi să fugi de Dumnezeu, să nu te aștepți să ajungi acolo unde ți-ai propus. Dar așteaptă-te să plătești prețul. Când vrei să mergi cu Domnul, El nu doar că te ajută să ajungi la destinație, dar plătește și prețul pentru a ajunge acolo. Vedeți diferența? Și atunci, dacă știm toate acestea, să mai alegi să fugi de Domnul îi înțelep să mai fugi de Domnul și de lucrare, când Dumnezeu te vrea acolo, în lucrare, și este gata să plătească și prețul, îi gata să te însoțească, îi gata să te echipeze pentru a face lucrarea, îți dă și mesajul, toate sunt pregătite să mai alegi să fugi de Domnul? Dacă faci asta, atunci așteaptă-te să plătești prețul, dar te asigur că nu o să ajungi niciodată unde ți-ai propus. În schimb, dacă vrei să-ți dedici viața Domnului și să te implici în lucrarea la care Dumnezeu te cheamă, atunci El asigură totul. La Ninive sau la Tars? Ca să ajungi la Ninive, trebuie să recunoști puterea avută de Domnul. Ca să ajungi la trebuie să recunoști puterea avută de Domnul. Eu nu pot să ajung niciodată acolo unde mă vrea Domnul prin puterea mea. Eu nu voi putea să împlinesc lucrarea Domnului niciodată prin puterea mea. De aceea am pune la dispoziție puterea Lui. Și eu trebuie să recunosc puterea pe care Dumnezeu o are. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme, versetul 4. Și numai un pic își întinde Dumnezeu mâna și se vede puterea și arată puterea. Și oamenii sunt cuprinși de spaimă. Aici aș vrea să reținem câteva aspecte. Faptul că tu dormi nu înseamnă că Dumnezeu nu mai lucrează. Faptul că tu alegi asemenea lui Iona să dormi nu înseamnă că Dumnezeu nu mai lucrează Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. A lucrat Dumnezeu. A lucrat. Și a continuat să lucreze până când îl trezește și pe Iona la realitate. În timp ce alții se roagă, Iona doarme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogurât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Iona, tu dormi? Natura s-a deslențuit împotriva noastră, Dumnezeu își arată puterea și tu dormi. Tu nu te rogi, spui că ești pocăit. Că ai un Dumnezeu viu, cum de nu te rogi? Și aici aș mai pune o întrebare două. Ce faci când nu ești la rugăciune? Avem rugăciune și miercurea. E rugăciune și timp de părtășie și duminica după masă. Ce faci când nu ești la rugăciune? Dacă vine Domnul, cum te găsește? Dacă vine Domnul, unde te găsește? Pe genunchi sau un pat? Liniștit. Dacă am putea să dăm înapoi anumite lucruri, poate că de multe le-am zis, Doamne, hai să o reluăm, să mă găsești pe mine la rugăciune, la citit, la... Parcă nu ne-ar conveni să ne găsească în anumite ipostaze. Și totuși, spunem, noi suntem pocăiți, noi suntem credincioși. Și în timp ce alții se frământă, și în timp ce alții se luptă cu necazurile, cu încercările, stăm nepăsători. Faptul că tu ești nepăsător, pe de altă parte, nu înseamnă că alții nu se mai tem de Domnul. Și aici îmi place lucrul pe care îl sublinează Dumnezeu prin cuvânt. În timp ce corăbierii realizează că viața lor e în pericol, Iona nu vede nimic. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la dumnezeu lui, au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară, au înțeles că trebuie să facă ceva, au început să facă ce știau ei să facă și au zis, mă, dacă există Dumnezeu, hai să ne rugăm, poate că Dumnezeu intervine, ne ascultă, va lucra și va potoli marea. În timp ce corăbierii realizează că viața lor este în pericol, Iona doarme. Iona era obosit, atât de obosit de fugit de Domnul. Iona vrea să fie lăsat în pace. Lui Iona nu-i pasă că alții trec prin necazuri, că alții mor, Iona doarme și nu vrea să fie deranjat. Ei, faptul că tu ești nepăsător nu înseamnă că alții nu se mai tem de Domnul. Dar mai e un lucru. Faptul că tu nu chem pe Dumnezeu nu înseamnă că El nu mai există. Faptul că tu nu-L mai chem pe Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu nu mai există. Cărmaciul s-a apropiat de El și a zis, ce dormi, scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Ai un Dumnezeu? Cheamă-L! Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Aici rețineți, vă rog, următorul aspect. Nesocotirea puterii divine duce la împietrirea inimii. Și sunt atâția care au nesocotit azi cuvântul, au nesocotit ieri cuvântul și au tot nesocotit până când s-au împietrit. Și nu mai fac nimic. Nu mai sunt în stare să acționeze în vreun fel. Sunt împietriți. Eventual când vin anumite încercări, când vin anumite necazuri, încep imediat să se roage, să se pun pe genunchi, atunci așa aduc aminte că este un Dumnezeu pe care trebuie să-L cheme. Oamenii care au doar o religie se roagă doar în necaz. Și eu aș vrea ca biserica stânga să nu se roage numai în necaz. Să nu fim dintre acei credincioși care atunci când vine încercarea pe genunchi și în rest, nicio grijă. Oamenii religioși sunt cei care recunosc puterea divină doar la greu, dar o nesocotesc în restul zilelor. Și aici subliniez următorul lucru, iarăși. Domnul nu rămâne fără putere chiar dacă tu o nesocotești. Și le țineți. Domnul nu rămâne fără putere chiar dacă tu o nesocotești, dar va fi o tragedie ca tu să rămâi fără Dumnezeu. Dumnezeu rămâne același, el este un Dumnezeu atotputernic. El nu rămâne fără putere că eu stau și dorm, că eu stau nepăsător. Dar va fi o tragedie pentru mine dacă rămân fără Dumnezeu. Ca să ajungi la Ninive, trebuie să recunosc așadar și puterea avută de Domnul. Și mai este un lucru pe care aș vrea să-l subliniez. Ca să ajungi la Ninive, trebuie să prețuiești identitatea oferită de Domnul. Ca să ajungi acolo unde te trimite Domnul, în locul unde este nevoie să lucrezi, trebuie să prețuiești identitatea oferită de Domnul. Atunci, ei au zis: Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai, de unde vii? care ți este țara și din ce popor ești? Și parcă îl văd pe Iona care așa, dintr-o dată, zice, mă, acum am ocazia să spun și eu cine sunt. Ăștia cred că nu au observat. Sau bag seama că nu și-au dat seama de cine sunt. Și spune Iona, sunt evreu. Mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Eu fac parte din poporul lui Dumnezeu. Eu sunt cineva, eu sunt unul Ales. Eu am un Dumnezeu viu, eu am un Dumnezeu creator, cel care a făcut cerurile, pământul, marea. Și aici aș pune câteva întrebări. Dacă faci parte din poporul Domnului, nu știi că trebuie să-l cinstești? Dacă atunci când ești întrebat de alții cine ești, și îi spui cine ești, Că ești unul din poporul Domnului. Dacă faci parte din poporul Domnului, nu știi că trebuie să-l cinstești. Trebuie ca alții să te descoase ca să afle cine ești? De ce ești atât de retras? De ce îți este atât de rușine să vorbești despre Domnul? De atâte ori nu ne este greu, nu ne este rușine să spunem una, să spunem alta, tot felul de prostii tot felul de bârfe, nu ne este rușine să ducem tot felul de vorbe, dar Doamne ce rușine ne este să vorbim despre Domnul, să depunem mărturie despre Domnul, să ducem Evanghelia la alții. Dacă faci parte din poporul Domnului, nu știi că trebuie să-L cinstești? Pe de altă parte, dacă spui că te tem de Domnul, mai poți să-L nesocotești prin trăirea ta? O, oh, eu sunt evreu! Eu mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Păi dacă crezi asta, cum crezi că scap de Dumnezeu? Dacă știi că El este Creatorul, El a făcut marea, pe unde te duci pe mare? Că ea lui. Dacă El a făcut Pământul, unde ai putea să te duci pe Pământul ăsta și să nu te întâlnești cu Dumnezeu? Că l-a făcut El. Spunea psalmistul în privința aceasta, unde mă voi duce departe de Duhul tău? Dacă mă voi duce acolo, ești cu mine, dacă voi încerca să mă duc în partea alta, nu e un loc unde să mă pot duce, să mă pot ascunde, să nu dau de tine, să nu dai de mine. Păi dacă spui că te tem de Domnul, mai poți să-l nesocotești prin trăirea ta? Erau unii farisei în vremea Domnului care atunci când Domnul le vorbește și ei și mustră, imediat reacționează și vor să l pună la punct pe Domnul într-un fel spunându-i noi suntem fiii lui Avram, păi noi avem o identitate așa însemnată. La care Domnul le spune, păi dacă ați fi fiii lui Avram, știți ce trebuie să faceți? Faptele lui Avram. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu. Trebuie să te comporți ca și un copil al lui Dumnezeu. nu e suficient să te lauzi cu Sfinții. Trebuie să trăiești ca Sfinții. Pe de altă parte, dacă știi de unde vii și care-ți este țara, de ce alegi să te înstrăinezi de el? Îl întreabă pe Iona, acești oameni, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea în aceasta, ce meserie ai, de unde vii, care-ți este țara. Mai știi de unde vii? Mai știi încotro te duci? Și dacă știi toate acestea, de ce alegi să te înstrăinezi de El? Spui că vrei să petreci veșnicia cu Domnul, dar ești un străin față de El aici pe pământ. Să-i pierdut dorința de a mai trăi, parcă nu mai contează nimic. Și Iona îl vezi că stă nepăsător, așteaptă să vadă într-un fel sfârșitul, mai bine să se gate totul, nu mai vreau nimic. Dragii mei, aș vrea să închei cu o provocare. Și provocarea este următoarea. Ce credincios ești tu? Ori ești creștin, ori ești păgân. Decide-te. Fii autentic, potrivit cu identitatea oferită de Domnul. Dacă vrei să ajungi la Ninive, atunci trebuie să prețuiești identitatea oferită de Domnul. Să pui preț pe ceea ce El a făcut pentru tine prin jetfa Lui. Mă cheamă Domnul la fel ca pe Iona, mă cheamă Domnul în lucrare și pe mine și vă cheamă pe fiecare în parte. Și vrea Domnul să fim gata să mergem acolo unde ne trimite. Dar pentru a ajunge acolo, trebuie ca noi să ascultăm de cuvântul rostit de El, trebuie ca noi să urmăm calea trasată de El, trebuie ca noi să recunoaștem puterea avută de El și trebuie ca noi să prețuim identitatea oferită de El. Până la urmă, ceea ce suntem, suntem datorită Lui și ceea ce facem, vom face doar datorită puterii Lui, datorită măreției Lui. În ziua aceasta vom sta la masă Domnul și ne vom aduce aminte de ceea ce El a făcut pentru noi și n-a făcut puțin. Atât de mult m-a iubit Dumnezeu încât și-a dat pe Fiul Lui să moară pentru mine. Cum ar fi fost dacă Fiul ar fi zis mă duc în altă parte, nici nu-mi pasă de ei? Cum ar fi fost pentru mine dacă Lui nu i-ar fi păsat de viața mea? Și totuși, măcar că era Fiul, de Dumnezeu, s-a smerit, s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte, și încă moarte de cruce. Și a împlinit El pentru mine ceea ce eu n-aș fi putut să împlinesc niciodată. Și odată cu învierea, mai înainte ca să se înalțe la cer, mă cheamă și ne cheamă pe fiecare dintre noi și ne spune: Aveți de făcut o lucrare. Fiecare dintre voi sunteți chemați la lucrare, nu stați nepăsători față de o mântuire așa de mare. Mântuirea este asigurată prin lucrarea mea. Acum trebuie să lucrați și voi. Și întrebarea pentru mine și întrebarea pentru fiecare. Unde mergi? La Ninive sau la Tars? Unde ai vrea să fii găsit? În locul lucrării, acolo unde este nevoie să te implici? Sau într-un loc al neascultării, departe de fața Domnului? Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și să ne ajute ca să fim cu băgare de seamă la cuvântul pe care îl are de fiecare dată pentru fiecare dintre noi. Să fim gata să-l ascultăm, să fim gata să-l împlinim, să fim gata să trăim în așa fel încât să fim o mărturie pentru ceilalți și de folos lucrării lui Dumnezeu. Amin.